zeci de pacienți din Prahova trebuie să meargă lunar pentru angiografii în București sau în alte orașe unde există centre de cardiologie intervențională. Și asta chiar dacă la Ploiești există un angiograf modern, achiziționat în urmă cu 5 ani. Aparatul nu mai funcționează din octombrie anul trecut și de atunci se așteaptă ca singura firmă din țară care poate repara așa ceva să găsească problema sistemului. Din păcate, acest fapt se întâmplă după ce departamentul de cardiologie intervențională a fost inclus în mai multe programe ale Ministerului Sănătății și are acum dispozitivele necesare efectuării intervențiilor. Angiograful de la Ploiești a fost achiziționat de către Ministerul Sănătății și a costat 1 milion de euro. S-a constatat că unele piese nu mai sunt funcționale sau dau informații false. De asemenea, programul dă mesaje de întâmpinare în care te avertizează că imaginile nu sunt clare, că imaginile pot fi deteriorate, deci nu mai îți asigură fidelitate pentru intervenția, microintervenția chirurgicală, adică de a pune un stent, de a pune un stimulator cardiac. O să avem și doi medici specialiști care să lucreze pe cardiologie intervențională, având în vedere că patologia cardiacă din județul Prahova, care se pretează la asemenea tip de intervenție, este foarte mare. Aparatul este foarte important pentru cardiaci și poate salva viața unui om venit la spital în urma unui infarct. Pacienții cronici sunt programați pe listele de așteptare ale centrelor mari din București, Brașov, Târgu Mureș. Pacienții care se constituie urgență, o parte din ei sindromele coronariene, infarctele miocardice acute venite în timp util, sunt trimise la centrele din București unde există un program național de infarct miocardic acut. Cam cât se așteaptă acolo pentru intervenție? Pe listele de așteptare pentru pacienții cronici pot fi și câteva, eu știu, o lună, două de așteptare. Pacienții sunt și ei nemulțumiți că trebuie să fie trecuți pe liste de așteptare ale altor spitale. Pentru situația în care mă găsesc, tratamentul nefiind complet, urmează și această procedură. Și în lipsă de acest aparat la Ploiești, sunt nevoit să merg la București. Un drum foarte lung, anevoios, deplasări. Și familia. Și familia, plus ce mai e pe drum, pe acolo. Aici erați învățat cu domnul doctor? Aici problemele se rezolva foarte ușor. Veneam de aici, ne duceam dincolo. Acum mă duc acasă, mai stau, cine știe ce mai se întâmplă și nu știu dacă mai ajung acolo. Consiliul Județean Prahova, în administrația căruia este Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, s-a gândit deja la achiziționarea altui angiograf, dar până atunci oamenii tot vor fi nevoiți să meargă în alte părți pentru a-și rezolva problemele de sănătate. Era cât pe ce să se întâmple o nenorocire și cel puțin un tren să deraieze din cauza hoților de fier vechi. S-a întâmplat în stația Ploiești Vest, unde 5 bărbați săpaseră în terasamentul căii ferate pe o distanță de 5 metri în încercarea de a sustrage cuprul din cablul existent în zonă. Au fost însă prinși de jandarmi care au anunțat la timp isprava hoților. Pentru ce anume săpați aici? Cablu. Ce fel de cablu? De cuplu. Ați mai fost înainte? Nu. Sigur? Nu. Ce vrea să faceți cu cablul respectiv? Să-l vinde. Unde îl vindeți? La centru. Ce anume centru? Nu știu. Eu urmeau să-l vândă? Da, să-l ducă la un centru. Nu aveți voie să pătrundeți în zona căi ferate? Eu nu știam. Nu știați? În fapt, s-a întocmit dosar cu acte premergătoare pentru faptele susceptibile a fi o pătrundere fără drept în zona de infrastructură a siguranței CFR, distrugerea materialului rulant și tentativă de furt a componentelor CFR. Doar unul dintre cei 5 suspecți a putut fi prins, pentru că ceilalți au fugit. Poliția face cercetări pentru a-i găsi și pe ceilalți 4 și pentru a stabili dacă aceasta era prima lor tentativă de furt.